Bună dimineața! Prețuiește viața! Dragii mei, dragile mele, încep cu un mesaj simpatic primit de mine odinioară. Are și un titlu, Spovedania unei obeze. Vă spun ca de la om la om, zice fata. M-am săturat. M-am săturat de toate acele sfaturi superficiale pe care le primesc de la prietenele mele, la telefon și de la mama, care mă iubește oricum. Iubește-te așa cum ești. Spune-i în fiecare dimineață oglinzii tale că ești bine. Dar eu nu mă îmbăt cu apă rece. Am suferit atâtea oscilații în greutate în ultimii 20 de ani, încât nu arăt niciodată cam poza de buletin. Inevitabil mă prăbușesc în realitate, în care panourile publicitare și programele TV ne servesc pe bandă rulantă noi și noi mostre ale produsului numit femeia ideală. Sigur, o femeie inteligentă n-ar trebui să cadă în capcana clișeelor vizuale ce ni se bagă pe gât oriunde, oricând, dar mă pot baza eu pe gradul de inteligență al celorlalți? O ador pe Stella Popescu, îmi spune ea. Dimineața, când mă spăl pe dinți, fredonez, bărbaților le plac femeile plinuțe. Dar am o vagă bănuială că acei bărbați de mult s-au pensionat și se joacă de-a căluțul cu nepoții. Cât despre cei valabili, îi văd la metrou cu nasul îngropat în priveliștile de la pagina 5. Trebuie să fiu un pic naivă ca să nu remarc, iată continuarea mesajului primit de mine, faptul că nu voi arăta niciodată ca fetele din reclame și nici 80% dintre femeile acestei lumi nu vor arăta ca din reclame. Așadar, primul pas este să cobor cu picioarele pe pământ și să recunosc câteva adevăruri mari și dureroase. Nu-i nimic, ne lingem rănile pe urmă. Sunt o pofticioasă? O, da! Voi arăta vreodată ca Nicole Kidman? O, nu! Și asta nu pentru că nu sunt roșcată. Să fiu bosunflată pe mama și pe prietenele mele pentru că îmi dau sfaturi superficiale pe mail și prin viu grai ar fi o prostie. Caută și ele, cât mai delicat, să-mi tempereze vehemența și continua declarație de protest față de mine însămi, pe care încerc să o ascund, fără mare succes, după tot soiul de autoironii fruste. Apoi rămâne chestiunea cu perfecțiunea. E musai să o facem praf, altfel nu există în lumea asta pace și progres. Ați observat probabil că până și femeile care arată ca niște afrodite ieșite din spuma mării țin cură de slăbire? Sunt sigură că aveți și voi vreo două exemplare la birou. Deci au și ele o problemă. Nici ele nu se plac, așa frumoase cum sunt. Tot de la perfecțiune li se trage. Problema nu e în circumferințe, aripioare, colăcei și șunculițe. Problema e localizată un pic mai sus, acolo unde ne plantăm seara bigudiurile. Așa că să ne scuturăm de cuvântul perfecțiune, să-l lăsăm pentru sfere mai înalte, pentru Rilke, Chekhov, Wagner și să ne îngăduim, după 20 de ani de luptă cu gândurile negative care ne-au ciuruit ego-ul și respectul față de noi înșine, o privire matură și lucidă asupra noastră. Supliciile trupești și sufletești, la care ne supunem în numele unei perfecțiuni de neatins, nu se pupă deloc cu iubirea de sine. Dimpotrivă, o desființează total. Avem nevoie de așa ceva? De aceea, în loc să convoc o altă ședință tristă cu prietenele mele, în care, lăcrimând în salată, să facem pomelnicul replicilor neplăcute culese în trafic, am decis să înfig năframa în băț și să ajung cu mine însămi și cu trupul meu la un armistițiu. Deși nu este nici pe departe ceea ce ar putea fi, voi face tot ce-mi stă în putință ca trupul meu să nu mai ajungă cum a fost. Draga mea, ai umor și asta-i tare bine. Uite părerea mea. În același ton cu mesajul tău. Decât să alergi după chimera unui trup perfect, mai bine concentrează-te pe a face progrese, chiar dacă acestea sunt de ordinul a 3 sarmale lăsate deoparte din cele puse de mama în farfurie. Iar dacă din cele 30 de zile calendaristice petreci o singură după amiază, scâncind în pumn cât de puțin te placi și restul de 29 spunându-ți că ești o fată bună, înseamnă că ai făcut un mare pas înainte. La puțin timp după răspunsul meu de azi, aș vrea să văd că îmi scrii din nou, de data aceasta, așa. Draga Andreea, în ultimul timp mi-am stabilit câteva reguli de bază, de la care nu mă abat și care au devenit deja o obișnuință, fără să mă deranjeze sau să necesite vreun efort special, căci asta ne sperie, nu-i așa, efortul. Ele sunt următoarele. 5 mese pe zi, fără prăjeli, sosuri, fast food, mă feresc de el ca de ciumă, ultima masă la 7 seara, pentru că mâncăm seara, iată că ajungem așa. Carbohidrați complexi doar până la ora 2 după amiaza. Organismul având timp să ardă înainte de a mă duce la culcare caloriile din paste, orez, pâine.
fructe și legume proaspete în fiecare zi, la distanță de mese însă. Și fructe, legume fără hormoni, fără toxine. Încercați să alegeți ceea ce vine de la țară și nu e tratat chimic. 2 litri de apă pe zi. Paharul cu apă pe birou a înlocuit alunele și covrigei. Sare cât mai puțină, zahăr deloc, e bună și mierea. Nu des, doar la o adică. Gimnastica de dimineață, 6 zile pe săptămână. Eu m-am convins că nu se moare din asta. Cât despre exercițiile fizice, știți foarte bine că am face orice ca să le evităm. Ne-am apucat de tricotat pulovere pentru căței și am merge de bunăvoie în vizită la dentist. Orice, numai să nu facem genoflexiuni. Recunosc, m-am zvârcolit și eu destul înainte să încep. Cel mai greu a fost să mă trezesc o oră mai devreme. Dar am uitat ce a fost dificil. Pentru că acum nu înțeleg pur și simplu viața fără mișcare, fără sport. Trebuie să recunosc totuși că am avut și momentele mele de cădere, recidivele mele, să le spun așa. Dar important este, când simți că scapi controlul, să îți permiți și excepții, după care să nu uiți să reechilibrezi balanța. Voi avea tăria să mă ridic acum din pat? Voi sări peste ora de aerobic sau mă voi ține de program, așa cum mi-am promis aseară? Cât voi mai rezista să trec pe lângă cofetărie fără să întorc capul spre vitrină? O să încetez vreodată cu voicăreala? Toate aceste mici probe pe care le treceți zi de zi și prin care vă este testată voința, vă vor schimba definitiv. Vă asigur, va veni ziua în care veți spune: acum sunt un alt om. Și nu doar pentru că arăt altfel decât acum un an, ci pentru că m-am împăcat cu mine însă. Am învățat să fiu răbdătoare, am învățat să-mi iert momentele de cădere, pentru că știu, mâine voi avea tăria să o iau din nou de la capăt, a câta oară. Prețuiți viața și lăsați-vă prețuiți de ea.